Să proprietul, doamnă, și-mi propune ceva jurnale de la... De la Subotnici, da? Dacă vrei mai ușor... Eu n-auziți dumneavoastră. Vă stimez, tot asta ea, dar nu lă eu. Vă spun de ce. Noi avem credința noastră, dar Valeriu l-a rugat asta ea să-mi dea un interviu. Ficiorul mătale. L-a rugat ca să-mi dea ce însemnătate are sărbătoarea nașterea Domnului pentru dâns. Și nu a vrut să-mi dea. De atâta... Nașterea Domnului. Nu, nașterea Domnului, când pe 25 decembrie era. Și nu a vrut să-mi dea, de atâta vă refuz și eu. Scuzați. La Ioan 4 cu 6 în care spune așa, zice, cine zici că cunosc pe Dumnezeu și nu păzești poruncile lui, este un mincinos, adevărul nu este în el. Da, dar vedeți că eu l-am întrebat nu de iubire ori de ceva, dar pur și simplu l-am întrebat despre sărbătoarea asta, însemnătatea nașterii Domnului. Și nu vrut să... Apoi nu-i sărbătoarea asta, nașterea Domnului? Cum se spune, este ziua Domnului, cum se spune, nu-i ca cu o sărbătoare, știi, ar fi că, cum face lumea sărbători, știi, azi e Sfânta Maria, azi e sărbătoare, dar asta este ziua Domnului, dar pentru totdeauna, știi de casă, la 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3, dacă îi ținem minte, scrie, dragostea de Dumnezeu, să înviețuirea după poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Da, dar pur și simplu trebuie să stimăm toate religiile astea, care e că sunteți la Subotnici sau ceva, pur și simplu, eu am întrebat tot, este un singur Dumnezeu, despre Dumnezeu am întrebat. De ce nu vrut să-mi dea interviu? Pur și simplu, de atât am refuzat și eu. Vezi că, știi de ce? El a zis că noi nu credem în Iisus Hristos. Eu nici nu știem, subotnici nu cred în Iisus Hristos? Cine pentru subotnici Iisus Hristos? Ca subotnici sunt, ei cercetează Biblia. Pentru subotnici este Iisus Hristos. Cum îl socot pe Iisus Hristos? Și lui pentru subotnici? Da. Iisus Hristos, el a făcut săbatul. El este Domnul al săbatului, scrie. Conducător acolo la subotnici îmi spune, deci eu nu pot să spun nimic. Auzi, vrei să te ducem la tine o dată cu conducătorul nostru? Nu, nu vreau. Nu, ca? Nu. Dacă nu vrei, nu avem cum grăi. Da, dar adică ce șed prin baruri, prin asta, adică tot nu vorbiți cu dânsul, adică o să vii alt Dumnezeu pentru ca să-i convingă.